Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a împlinit minunata vârstă de 60 de ani pe 28 aprilie. Alături de stareți au fost prezenți preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Ioan Mihoc, director al seminarului teologic liceal ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, precum și un sobor de preoți. Părintele episcop Nichifor Botoșăneanul a înălțat rugăciuni pentru sănătatea sufletelor și a trupurilor celor prezenți și a celor care nu au putut să ajungă la mănăstire. Totodată, preasfinția sa a oficiat taina Sfântului Maslu. Iată că părintele stareț Nicodim Gheorghiță, prin aceste evenimente și anume prin taina Sfântului Maslu cu ierarh, ne face bucurie nouă celor din comuna Andrieșeni și de fiecare dată ne organizăm cu câte un autocar și venim și ne odihnim sufletele, avem o bucurie deosebită sufletească. Cuvântul de învățătură a fost adresat de părintele Ioan Mihoc, director emerit al seminarului teologic liceal ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea din Neamț. Dar am mai venit pentru ceva noi astăzi. De ce am venit? Nu uităm că suntem în preajma zilei de naștere a părintelui stareț. Cred că toți știați. Și am venit ca să-l felicităm și să ne rugăm împreună și să luăm binecuvântare de aici, de la Mănăstirea Hadâmbu, unde el pune tot sufletul lui. Părintele episcop Nichifor Botoșăneanul l-a felicitat pe părintele stareț cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață și pentru toate realizările de la Mănăstirea Hadâmbu. Ziua în care ne-am născut este zi în care suntem chemați să mulțumim Domnului, noi înșine cei care ne prăznuim ziua, dar și cei care sunt apropiați nouă să mulțumească Domnului pentru darul vieții, pentru lucrarea frumoasă ce se împlinește. Și părintele Nicodim cu fiecare an adaugă mai multă experiență, mai multă bucurie, mai multă jertfernicie. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că preasfințitul Nichifor Botoșăneanul a slujit la Mănăstirea Hadâmbu și a mulțumit tuturor pentru că s-au rugat împreună. Țin să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru cei 60 de ani, îi împlinesc aici 34 de ani de Hadâmbu, și nu-mi pare rău că am îmbătrânit așa și am ajuns 60 de ani, dar v-aș ruga preasfinția voastră, dacă mă îngăduiți, să puneți un cuvânt la Maicuța Domnului, deși o iubesc mult, să-mi ajungă anii să mai pot fi util. Prezenți au fost și pelerini de dincolo de Prut, iar prin grija părintelui stareț Nicodim, Mănăstirea Hadâmbu le-a asigurat atât transportul cât și cazarea.